Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A așa de 1 decembrie. O să încerc să-l fac un pic mai repede că vreau să văd și parada acuși de ziua națională, că asta e tradiția la mine, fiecare an să văd parada. Acum, hai să trecem la întrebări. Prima întrebare, ai luat vreodată 3 la mate? Cred că am avut și din bucăți. Aștept spacul? Da, l-aștept exact ca atunci când vine prima zi de școală după vacanță de vară. Exact aceeași plăcere am. De unde ți-a venit pasiunea pentru wrestling? Păi, eram odată la țară la bunica mea, mă uitam la televizor, tot schimbam canalele că n-avea desene și am dat de wrestling pe sport.ro și din 2010, din iunie, încă știu ziua, 25 iunie, parcă așa era, 25 iunie 2010, ora 9 și ceva parcă era. Era Raw-ul și parcă primul meci a fost Santino Marella cu Mark Henry. Și acum țin minte, asta nu se uită niciodată. Cum te-ai simțit când ți-ai luat noua placă video? Glorious! No, I won't give in, I won't give in till I'm victorious. Care a fost materia ta favorită? Răspunde sincer. Păi, îmi plăcea așa istoria. Și acum îmi place istoria, că mai mereu am avut profesori buni la istorie, păi că un bun, dar mai așa, mai deschiși la minte, mai glumeam pe acolo, nu știu ce. Dar materia așa blană bombă pentru mine este geografia, nu știu, îmi place mie așa ca idee ce se studiază acolo, este și ușoară și, nu știu, cred că dintre toate științele sau cum s-ar putea spune, geografia este cea mai exactă, cea mai, nu știu. Adică, la matematică se mai descoperă o formulă nouă, nu știu ce calcule, cum s-au descoperit formule de geometrie, cum a apărut la un moment dat teorema lui Pitagora și alte chestii, așa pot să apară continuare și alte chestii. La fizică se mai descoperă, nu știu ce, s-o schimba, abar n-am, cu exactitate, cu o cifră, viteza luminii sau nu știu ce, iar se schimbă o grămadă de chestii de predat. La istorie mai, nu știu, mai începe un război, Doamne ferește, așa. La română se mai scrie, nu știu ce, roman despre țărani care se bat pe pământ. Numai geografia este cea mai exactă, adică toate insulele cred că s-au descoperit. Eventual se mai descoperă o specie de plante sau nu știu ce, dar asta ar cam ține mai mult de biologie. Dar ca idee, geografia e cea mai exactă și nu știu, mi-a plăcut mie așa încă de prin clasa 4-a, 5-a când fac. Mi-a tot plăcut și, din păcate, n-am avut norocul să fiu la profil de geografie. Sunt la fucking profil de fizică. Facem trafic de lebeniți împreună? Bă, eu aș zice mai bine să facem trafic de ouă, că și așa s-au scumpit în dragi. Acum, când vrei să impresionezi o față, puh, o fată nu te duci la ea cu flori și cu ciocolată, te duci cu un carton de ouă. Te-a plătit Iohannis să faci acest videoclip? Nu m-a plătit cu bani, dar mi-a spus că dacă fac clipul acela, o să mă lase să caut Pokémon sub Casa Poporului. Ce trupe rock asculti? Păi, am mai făcut eu niște clipuri așa, în care am mai băgat eu, nu știu, 80 ceva de melodii rock, tot nu știu câte melodii de la cutare, adică mai am niște clipuri de genul, le poți căuta la mine pe canal. Am mai și menționat în Q&A-urile anterioare, dar... Între timp am mai găsit eu așa o formație, o știu după CSGO piratat că aveam un pachet muzical. Formația se cheamă Neck Deep. Dacă nu uit, pun acuși la editat câteva melodii de la ei. Nu știu, mie îmi plac foarte mult ăștia. Căutați-i pe YouTube Neck Deep sau pe românește Gât Adânc. Suși pula? Nu, dar și de ce? Pentru că deja o face măta. Când îi cere un băiat mâna unei fete? Când se satură de-a lui. Bă, gluma asta chiar e reușită, îmi place, trebuie să o spun când am ocazia. Și dacă tot a venit vorba de glume, nu știu dacă am mai spus, cred că am mai spus-o în live-uri. Hai că o spun și aici. Asta am spus-o și la școală și i-am făcut pe toți să râdă. Câți evrei încap într-o mașină? 2 în față, 3 în spate și 100 în scrumieră. Și la final aici avem dita mai cârnatul de întrebare. Care a fost primul tău shooter, al meu a fost Medal of Honor. La mine, se știe, primul meu shooter a fost CS1-6, am și spus în clipul ăla cu jocurile coplere și consider că există divinitate, așa, bă, din ce zici tu acolo, cam aceeași părere am și eu. Da, cam acesta a fost și Q&A-ul, ce pot spune, un la mulți ani tuturor românilor și ăștura de, cum să-l spun, minorităților care practic și ei au cetățenie de-a noastră.
Ce pot spune, sper că v-ați uitat la paradă. Eu în timp acum ce editez clipul mai arunc o privire și la paradă, că îmi place mie mult. Îți pasiunea de armată și de armament și naiba, doar îmi place Counter-Strike-ul. În fine, cam atât și pentru Q&A-ul acesta. Ne auzim diseară pe stream. Poate o să joc și o să joc WWE și cu wrestlerul ăsta pe fundal, care seamănă mai mult cu Kane. În fine, hai că ne vom auzi data viitoare. Eu din nou vă urez un la mulți ani de 1 decembrie. Ciao, les!